Haideți să deschidem cuvântul Domnului într-o carte mică care poartă numele de Mica. Pagina în Biblie 897, cartea prorocului Mica, la capitolul 4, începând cu versetul 1. Cartea prorocului Mica, la capitolul 4, începând cu versetul 1. În vremurile de pe urmă, muntele casei Domnului va fi întemeiat tare ca cel mai înalt munte. Se va înălța deasupra dealurilor și popoarele vor veni grămadă la el. Neamurile se vor duce cu grămada la el și vor zice: veniți, haidem să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui, căci din Sion va ieși legea. Și din Ierusalim cuvântul Domnului. El va judeca între multe popoare, va hotărî între neamuri puternice, depărtate. Din săbiile lor își vor făuri fiare de plug și din sulițele lor cosoare. Niciun neam nu va mai trage sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța să facă război, ci fiecare va locui sub vița lui și sub smochinul lui și nimeni nu-l va mai tulbura. Căci gura Domnului oștirilor a vorbit. Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele Dumnezeului său, noi vom umbla în numele Domnului Dumnezeului nostru, totdeauna și în veci de veci. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Doresc și în seara aceasta Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Suntem în casa Domnului la o zi importantă. Suntem la o zi extrem de importantă, de fapt, dar să știți că nu pentru noi, ci pentru cei care stau pe la secțiile de votare și așteaptă să vadă dacă le-au mai crescut cumva temperatura în sondaje. E o zi importantă, vrem, nu vrem, funcționăm după sistemul acesta, după criteriile acestea și e interesant că în secolul 21... Popoarele, cel puțin aici în mediul nostru unde trăim, popoarele Europei încearcă să se reformeze pentru a dovedi că sunt niște popoare puternice. Și acum și partidele vor să arate că ele sunt partide puternice. Unele popoare investesc în armament și toată ziua își defilează armamentul, nu? Cei de la Est își defilează puternic armamentul, să arate câte zi de puternici. Alții își defilează aitiștii și spun: stați liniștiți cu tunurile voastre, că noi apăsăm pe un buton și se produce cel mai mare război. Și spun: cel mai mare război. Nu să-ți rămâie blocul, nu? Spuneți tinerii, care-i cel mai mare război? Știți care îi? Să-ți pice netul, nu? Ăsta-i mai mare război, să-ți pice netul, decât să-ți pice blocul. Tinerii n-ar avea treabă să le plice blocul, dar nu cumva să se rupă firul de internet de acolo de pe bloc, ăla să rămână în picioare. Și ăia mai puternici spun: domne, noi avem mii de aitiști care pot declanșa un război din ăsta cibernetic și se întâmplă catastrofe extraordinar de mari. Anul trecut spuneau cei de la sociologii că au făcut un studiu, au căzut în America, nu știu, câteva ore internet într-o regiune și nu știu câte sinucideri au fost în perioada aia din cauza că au căzut internetul. Unii își arată puterea prin armament, alte popoare își arată puterea prin aitiștii care iau la dispoziție, alții își arată prin medicină, nu? Toată lumea dă vina pe China că toți purtăm mască din cauza chinezilor. Într-adevăr, ne-au și trimis multe măști, că toate măștile care le avem tot de la ei, le-am cumpărat tot, scrie pe toate made în China, și alții nu investesc nici în armament, alții nu investesc nici în IT, știi ce investesc? În medicină. Și spun: adevăratul război, nu să te temi de un glonț, nu să te temi că îți pică internetul, ci adevăratul război să te temi să stai unul lângă altul, nu? Să postrezi 2 metri, să nu te infectezi. Vreau să vă spun că cele mai multe state fac alianțe peste alianțe ca să-și arate puterea. De ce Uniunea noastră se formează în așa fel încât să arate că dacă nu faci ce zic ei, nu mai vin banii, ni s-au gătat drepturile dacă nu ne uităm la drepturile altora.
și își arată supremația prin fel și fel de alianțe. Unii adună aur, alții bani, alții teritorii ca să-și arate supremația. Dar să știți ceva, vedem o perioadă în care oamenii ai lui Dumnezeu, care i-au chemat Dumnezeu cu daruri și cu chemări speciale din partea lui Dumnezeu, în loc să facă alianță, cum am citit în cuvântul acesta, când alte popoare umblă după alți Dumnezei, bisericile din Timișoara și din România și din lumea întreagă îs chemate în vremea aceasta, cel puțin 2020, în anul când Dumnezeu strigă către biserica Lui, să încheiem alianțe de pace, nu cu Uniunea Europeană, nu cu America. Cea mai mare și cea mai frumoasă chemare care există pe pământul acesta nu-i chemarea de America, ci chemarea să te înrolezi în împărăția lui Dumnezeu, să faci cea mai puternică alianță cu Creatorul Universului. În seara aceasta mi-a pus Domnul pe inimă să vorbim despre cum arată un popor puternic. Că acum vedem, toată ziua te uiți la știri și să știți că mulți sunt foarte depresivi în perioada asta din cauza că se uită pe tot fel și fel de canale, nu? Tot pe canale. Acum știți că dacă te uiți în canal, a ce miroase? A canal. Dacă schimbi de pe un canal pe altul, tot canalul. Nu o să vezi să-ți spună, domne, săptămâna asta a scăzut extraordinar, zero bolnav de COVID, zero morți, nu, tot mai mulți. De ce? Că tot canal. Și atunci te miri că închizi televizorul și visezi numai ce ai văzut. De ce? Pentru că te uiți unde nu trebuie. Te uiți tot în canale, ba de la 7, ba de la 8, ba de la amiază și astea te bulversează. Dar în seara aceasta aș vrea să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu să vedem ce ne vorbește, cum arată cu adevărat un popor puternic. Să știți ceva, poporul puternic nu-i poporul care șandalează forțele la televizor, nu-i poporul care amenință și conducătorul care amenință cu degetul, ci poporul acela care se lipește puternic de Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Și în seara aceasta vreau să vă spun primul lucru, cum arată un om puternic în ochii lui Dumnezeu. Primul lucru, poporul puternic este poporul plin de pace. Trebuia să spuneți amin. O să vedeți mai departe de unde pleacă poporul ăla puternic, plin de pace. Să știți că poporul puternic are pace din partea lui Dumnezeu. Poporul puternic nu e ăla care amenință, ci e ăla care știe să fie plin de pace în vreme de tulburare. Așa arată un popor puternic. Lumea vine și spune, dacă vrei să fii puternic, trebuie să fii dur. Întotdeauna trebuie să ieși cu fața crispată, trebuie să ieși cu degetul în față și trebuie să fii totdeauna pus pe harță. Așa e că știi la tine în bloc cine e cel mai arțăgos. Și zici, bă, de ăsta să te ferești, să nu-ți pui mintea cu ăsta că ăsta e rău. Ăsta și are pe ușă câine rău. Mă, nu mai știi, că și el e rău și câinele e rău. Nu mai știi de cine să te ferești. Știi cine e cel mai rău pe stradă la tine? Nu, la ăla nu-i parchezi. Eu m-am tot învârtit pe cine, am găsit loc de parcare și m-am dus și am parcat acolo pe Bogdăneștilor, pe strada principală. De ce? Am zis, bă, dacă parchezi aproape de poarta lui 1, cine știe? Am zis să întreb pe cineva, care e cel mai rău de pe stradă de pe aici? Știi? Știi cine e cel mai rău de pe stradă, cel mai dur de pe strada ta, știi? Dar vă spun, știi cine e cel mai dur din biserică? Știi că poate se gândește la tine cineva, să zică, bă, de ăla să te ferești. De ăla să te verești. Dar să știți, nu omul dur e puternic, ci omul plin de pace. Să știți, ca persoană, omul puternic, m-am gândit de multe ori, Doamne, dacă ai lua categoriile puternice după înălțime, păi noi ăștia mici de statură, păi am fi expulzat și din țară, nu? Bă, ce să facă lumea cu tine? Dar vedeți, Dumnezeu are diferit criteriile la care, cum se uită spre un om. Biserica puternică nu-i biserica care are contul plin de bani, nici care are mulți la cântat și la predicat, ci biserica aia plină de pace. Știți de ce se bucura în primul rând biserica primară? Nu erau mulți, n-aveau sute, n-aveau mii, n-aveau teologie, că nu era scoasă, nu era așa puternică teologia bisericii primare, nu, n-aveau cărți scrise, dar știți ce aveau? Aveau pace. Știți ce spune cuvântul Domnului? Că biserica se bucura de pace. Era biserica primară o biserică puternică? Era puternică. De ce? Pentru că știa să se bucure de pace. Vine înțeleptul Solomon și spune, mai bine să mănânci o bucată de pâine uscată. Cu?
cu pace. Ai mâncat vreodată pâine uscată? Dar știi când ești liniștit, alunecă extraordinar de bine. Și compară și spune așa, decât să fii bogat, acum nu-i rău să fii bogat, dar știi ce e rău? Să fii bogat și să n-ai pace. Familiile puternice, nu-s familiile de pe Facebook care șetalează că ori bău Coca-Cola pe nu știu ce țară, pe la Roma, sau ori bău cafea prin Hawaii, nu? Nu alea-s puternice. Bărbatul puternic, nu e ăla care o plâns ca o femeie acum că au fost închise sălile de fitness și nu a putut să tragă de fiare. Bărbatul puternic nu e ăla care aleargă după fiare. Știi care e bărbatul puternic? E ăla care e plin de pace. Când a ieșit Domnul Iisus din Ierusalim, s-a întors spre Ierusalim și știți de ce a început să plângă? S-a uitat spre Ierusalim și a zis, Ierusalime, Ierusalime, dacă ai fi cunoscut tu clipa cercetării tale și dacă ai fi cunoscut lucrurile care puteau să-ți dea pacea. E o vreme în care Dumnezeu ne cheamă să ne apropiem de Domnul Păcii. E o vreme în care Dumnezeu ne cheamă să ne reevaluăm și să ne redirecționăm valorile noastre. Cel mai frumos, uite-te într-o familie când mergi, primul lucru, eu mă uit să văd cum reacționează copiii, nu? Dacă vezi că intri cu fratele deodată și copilul nu știe pe unde să fugă, să nu-l găsească, taică-s-o, îți dai seama că acolo ceva nu-i în regulă. Dacă îmi vezi, îi aude motorul de la mașină la ta și zice, ăsta-i tati, și merge, deschide, trage de porți și-l așteaptă să vină acasă. Îți dai seama că omul acela, când ajunge acasă, transmite pace mai departe. Vreau să te întreb în seara aceasta la poarta cerului. Tu ești un om plin de pace? Știți că omul plin de pace are direcție, are viziune din partea lui Dumnezeu? Deși stăm la fel împreună, știți că nu vedem toți la fel? Știți că nu vedem toți la fel? Știți ce spune omul lipsit de pace? Domne, am văzut negru în fața ochilor. De ce? Că și-o pierdut pace. Și-o pierdut pacea, deși văd același lucru. Un om care e plin de pace, un om care e liniștit, să uită și vede clar. Omul care e tulburat și lipsit de pacea lui Dumnezeu, omul acela numai negru vede. O vede neagră pe soacră-sa, vede negru pe păstor, vede negru pe cei din casa lui, vede negru pe șeful lui. El, tăți zici că e în Africa, pe tăți îi vede negri. Pe el se vede cel mai alb și pe toți îi vede negri. Vă dau un exemplu din cuvântul Domnului. Știți ce spune cuvântul Domnului? Se apropia după 40 de zile... aproximativ acolo, câteva zile diferență. Era poporul Israel la intrarea în țara Canaanului. Și spune Domnul, trimite 12 Moise, 12 iscoade în țară, să o iscodească și după aceea să vină înapoi și după aceea o să treceți toți în țară, liniștiți. Și trimite Moise, 12 iscoade. Toți pleacă cu același gând. Ori avut toți același caiet de notițe. Toți ori mers și ori văzut aceleași lucruri, da? Ori văzut uriașii și unii și alții, ori văzut țara bună și unii și alții, ori același număr de zile ori fost toți împreună. Dar când s-au întors înapoi, să știți ceva, știți ce spune Biblia? Că Iosua și Caleb, pentru că erau plini de pace, știți ce au făcut? Ori fost însoțiți de un alt duh. Auzi, te poate în lucrarea lui Dumnezeu să te însoțească alt duh decât Duhul lui Dumnezeu? Da! Pe 10 i-a însoțit alt duh, ori venit din aceeași țară, ori venit cu aceeași struguri pe prăjină, ori venit cu aceleași idei care le-au văzut. Dar știi ce s-a întâmplat? Din țara Canaanului până înapoi la Moise, știi ce au făcut? Și-au pierdut pacea, și-au pierdut liniștea. Și tu poate ai fost un om al lui Dumnezeu care vorbea Dumnezeu prin tine, care erai omul care te puneai la dispoziția lui Dumnezeu în fiecare clipă. Dar știi ce s-a întâmplat? Perioada asta, când nu mai avem mult și Domnul, eu cred că noi suntem generația când Dumnezeu ne va pune să pășim, nu în țara Canaanului, ci ne va pune pe noi toți care suntem aici, eu cred că trăim generația când Domnul ne va muta în împărăția lui Dumnezeu, vom fi generația care vom prinde reîntoarcerea mirelui după mireasă și Domnul să ne ajute toți să fim gata. S-au dus 12 și doi s-au întors plin de pace și au zis, da, Domne, într-adevăr, sunt uriași. Dar depinde cum te uiți la ei, nu? Că dacă te uiți de jos în sus, 10 se uitau de jos în sus. Și când te uiți, acum și eu, și oricare e mai mic de statură, dacă vine ăla înalt și se pune jos și se uită în sus, pe mine mă va vedea mare. Dar dacă vine și stă în picioare și se uită la mine, știi cum o să zică? Bă, eu mă uit de sus în jos la tine. 10 s-au uitat la uriaș de jos în sus și au zis, sunt mari, ăștia ne mâncă pe toți.
Ori venit doi pentru că erau însoțiți de Duhul lui Dumnezeu. Erau călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Și știi ce au spus? Au spus, îți mari într-adevăr. Dar eu am văzut că ne-a mărit Dumnezeu parcă așa stomacul, gura, îi mâncăm noi pe ei. Nu mai rămâne nimic de ei. De ce? Pentru că atunci când ești plin de pace, tu răspândești pace și în jurul tău. Nu numai ai numai tu, ci ești gata să aduci pace în jurul tău. Păi gândiți-vă, acum ne întâlnim toți cum e? Rău. Cum, și eu mă simt rău, parcă și dacă nu te simți rău, când îl auzi pe altul că tot îți spune că se simte rău, parcă te ia și pe tine rău, așa-i? E o soră, are vreo 60 de ani, totdeauna e vecină cu noi acolo, când ne întâlnim cu ea, o salutăm, îi zic pace, zic ce mai faceți? De 10 ani, 15 ani, are tot aceeași, de când o știu eu, are tot același răspuns. Știi ce spune? Pace. Cum sunteți? Zice, rău, greu. Dar nu spune niciodată de ce e greu. Nu spune niciodată de ce e rău. N-are copii, n-are nepoți de crescut, e numai cu bărbatul. Nu merge pe jos, are mașină, conduce, îi la pensie, așa, nu o are. Dar nu e nici la spital. Dar și-a făcut un, nu știu, un tic nervos sau tic verbal, când o întreb ce face, greu, frate, greu. Dar nu zice de ce e greu. Nu vi se pare că ticul ăsta, am zis că nici nu mai întreb ce face, că știu poezia. De 15 ani nu schimba poezia, atât aceeași poezie. Nu vezi că dacă deschizi televizorul, îți spune că e tot rău? Dacă deschizi radio, îți spune că e tot rău? Dar de ce așteptăm lucruri bune de pe pământul acesta? De ce așteptăm lucruri bune de pe pământul acesta? Pentru că de multe ori predicăm la înmormântări, mai ales la groapă. Vorbim de împărăția lui Dumnezeu. Vorbim de învierea morților. Dar știți ce-i baiul? La groapă vorbim de cer, dar îndrăgostiți de pământ. Îndrăgostiți de pământ. N-ai vrea în seara aceasta să spui, Doamne, umple-mă de pace. Pacea care o pui în sufletul meu, Doamne, să pot să o răspundesc la grupul în care m-ai așezat, să o răspundesc în biserica în care m-ai așezat, să o răspundesc în familia mea. Pentru că familia puternică e familia plină de pace. Nu e familia cu mulți bani în buzunar. Câți nu se culcă certați și câți nu se culcă în vremea aceasta întristați și certați unul cu celălalt. De ce? Pentru că și-au pierdut pacea. Poate în seara asta ești la poarta cerului. Știi că ești exact în locul perfect, unde să spui Domnului, Doamne, parcă îmi lipsește pacea. Parcă se uită Domnul spre noi în vremea aceasta. Și cum s-a uitat la Ierusalim? Să spună, ai avut șanse, zeci de șanse. Ți-am vorbit de atâtea ori. O intrat Domnul de atâtea ori în Ierusalim. Le-o predicat, le-o vindecat, le-o dat de mâncare, i-o bucurat. Și ultima dată când iasă din Ierusalim, știi ce le-a zis? N-ai înțeles nimic. Auzi, să vii ani de zile la casa lui Dumnezeu, să faci o slujbă pentru Dumnezeu și tu să nu înțelegi nimic, pentru că ți-ai pierdut pacea. N-ai vrea în seara asta să spui, Doamne, te rog, umple-mă de pace în locul acesta, umple-mă de prezența ta, Doamne, dă-mi ce ai dat pentru Iosua și Caleb, dă-mi, Doamne, un alt duh. Nu mai lăsa Duhul acela care să mă chinuie, să-mi chinuie familia, să-mi chinuie mintea, să-mi chinuie inima, să mă cul tulburat, să mă scol tulburat, să mă cul nemulțumit, să mă scol nemulțumit. Doamne, dă-mi o inimă mulțumită, Doamne, umple-mă de pace, pentru că știți ceva, noi nu așteptăm struguri. Nu așteptăm struguri pe prăjină și mâncare din belșug. Noi așteptăm împărăția lui Dumnezeu. Trebuia să spunem toți amin. Noi așteptăm împărăția lui Dumnezeu. Știți ce am realizat în vremea aceasta? Biserica, parcă e singura mireasă care nu-și mai așteaptă mirele. Vezi pe unii, nu mai legați, parcă-s dezlegați de împărăția lui Dumnezeu. Parcă atâta ne-am legat de lumea aceasta și ne-am pierdut dragostea pentru împărăția lui Dumnezeu. Știți că anul ăsta trebuia să predic la câteva nunți și o suna mirele cu mireasa, dar mai ales mireasa, arțăgoasă la telefon din calea afară, dar nu pe mine. Știi ce zicea? Frate, mi-au distrus ăștia nunta. Nu mă mai lasă să-mi țin nunta. Nu mă mai, eu țin nuntă cu o persoană, nu mai, deci era disperată. Și am zis, Doamne, când ascultam, am zis, Doamne, păi asta ar trebui să fie atitudinea noastră în fața mirelui nostru. Să spunem, Doamne, nu vreau nimic să mă împiedice să ajung la nuntă, să fiu mireasa ta. Nu vreau nimic de pe pământul acesta, să-mi ia pacea din inimă și să mă despartă de tine. Poate stai acolo în spate, poate stai undeva în lateral și ți-ai pierdut pacea. În vremea aceasta ești tulburat, ești de luni de zile. Un tânăr la noi la tineret ne tot roagă să ne rugăm pentru părinții lui.
Și un tânăr atât de sincer. Știți ce spune? Părinții mi s-au împăcat foarte bine. Foarte bine. El anul acesta s-a botezat în apă, s-a apropiat de Dumnezeu. Dumnezeu i-a schimbat inima. Dumnezeu i-a transformat viața. Și știți ce au spus? Părinții mei, tata și mama, nu mai avem nicio clipă de liniște în casă. Nu mai avem, avem bani, avem de toate, avem, am făcut concedii. Nu se mai înțeleg. Nu se mai înțeleg. Disperat. Trimite de fiecare dată bilet. Vă rog, rugați-vă pentru părinții mei. Tânăr drag, poate ești în locul acesta. Și părinții tăi, nu mai izi oamenii păcii. Ar vrea în seara asta, la final, să ne rugăm să dea Domnul pace în sufletele noastre și să dea Domnul pace peste România. Națiunea puternică e națiunea care e plină de pace. Nu care scoate armele la război, ci națiunea aceea care e legată de Domnul păcii, care e legată de Iisus Hristos și de împărăția Lui. Slăvit să fie numele Domnului! Al doilea lucru, cum arată o națiune puternică? Știți cum arată națiunea puternică? Poporul puternic este poporul care are la bază cuvântul lui Dumnezeu. Poporul puternic are la bază cuvântul lui Dumnezeu. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Neamurile, versetul 2 din Mica 4, neamurile se vor duce cu grămada la el și vor zice: veniți, haidem să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne învețe căile lui, ca să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui. Căci din Sion va ieși legea. Legea nu iasă mâine, nu în seara asta după nouă, acum se votează, dar ascultați-mă, legea, știți unde e? E în cuvântul lui Dumnezeu. Știți când America a fost puternică? Când a fost cu adevărat o națiune puternică? America a fost puternică când a avut la bază cuvântul lui Dumnezeu. Când președinții Americii, când s-a înființat statul american, s-au făcut legile. După ce? După cuvântul lui Dumnezeu. Or avut reper cuvântul lui Dumnezeu. Așa s-a făcut legislația în statul american. Dar uitați-mă cum au venit unii și alții, știți ce au făcut? Au dat la o parte cuvântul lui Dumnezeu și au luat legile lor. Au început să dea legi după placul lor, să nu se mai orienteze după cuvântul lui Dumnezeu. A venit apostolul Pavel în 1 Corinteni 15 cu 1 și știți ce a zis? Vă fac, fraților, cunoscută ce? Evanghelia, adică cuvântul lui Dumnezeu. A început apostolul Pavel, știți ce e interesant? Acum nu am treabă, poate te-ai înscris într-un partid politic amărât care e de vremelnicie, de 4 ani sau... Vreau să fac numai o paranteză, îmi vine acum o idee în minte referitor la lucrul acesta. Am fost undeva într-o zonă, anii trecuți, la o evanghelizare și acolo... M-a găzduit un frate ce era șef la vânătorul și pescarul, pe partea de vânătoare. Și m-a dus cu el într-o sâmbătă, m-a dus cu el, zice, hai cu mine cu mașina, avea în spate un sac de mere. Și o zis, zice, vreau să te duc în pădure să punem amândoi fructe pentru animale. Că, zice, acum era iarna, zice, nu prea au de mâncare și vreau să le lăsăm în anumite locuri, o să vezi niște experiențe frumoase. M-a dus, am crezut că mă răstorn pe acolo și, în fine, cum puneam noi mere acolo, zice către mine, să știi ceva, copilul Domnului și cu politica, zice, vreau să-ți dau numai o imagine. El mi-a spus, așa, acum vă spun și dumneavoastră, o zis așa, lupii, pentru că se ocupa cu pădurile, cu vânătoarea, o zis lupii, toamna spre iarnă, merg pe la marginea pădurilor și zice, găsesc cât e un câine amărât din ăsta pierdut de soartă și de curte și zice, îl găsește pe acolo, îl ademenesc să vină cu ei. Și zice, câinele mai slab de înger se duce cu lupii. Și toată iarna, lupii țin câinele de rezervă. Zice, nu-l mănâncă. Dacă iarna-i scurtă și găsesc repede de mâncare spre primăvară, îl lasă în viață. Zice, toată iarna câinele îi ca lupul. El crede că e lup. Toată iarna umblă cu lupii în haită. Zice, dacă iarna îi lungă și nu mai au de mâncare, știi ce fac cu el? Știți ce face cu câinele? Știți, nu? Zice, îl înhață. Nu se mâncă între ei, ci ei mănâncă câinele. Mănâncă câinele. Ascultați-mă, când mă uit la cuvântul lui Dumnezeu, îmi vine să plâng pentru onoarea care mi-a făcut-o Dumnezeu să vestesc cuvântul lui Dumnezeu. Am avut și eu oferte, ca și mulți dintre dumneavoastră. Oferte păst oferte.
Domnule, nu vii cu noi, te rog, vino cu noi, tu ai, tu ești, m-or făcut, știți cum m-or făcut, am crezut că mă lipește într-o biserică, așa, icoană, cel mai tare și cel mai... Știți ce m-a făcut? Să nu mă duc cu niciun partid. Știți ce m-a făcut? Cuvântul lui Dumnezeu. Când mă uit la cuvântul lui Dumnezeu, am zis, Doamne, dar tu nu m-ai chemat pe 4 ani. Tu nu m-ai chemat pe 2 ani, așa să vestesc și eu cuvântul tău. Tu m-ai chemat pentru veșnicie, m-ai chemat și cea mai mare onoare. Nu-i să ai deasupra un slogan și o poză așa să stai cu mâinile încrucișate. Cea mai mare, a venit Apostolul Pavel, el care a avut funcții și l-a scârbit funcțiile. Când l-a întâlnit cu adevărat pe Hristos, știți ce a realizat? Nu se merită nimic din lumea aceasta. Nu se merită să câștigi nimic, ci se merită împărăția lui Dumnezeu să o câștigi. A venit Apostolul Pavel și a zis, vreau să vestesc Evanghelia și a zis, vai de mine dacă nu o vestesc, vai de mine dacă nu o vestesc. Păi Apostolul Pavel putea să se pună bine cu toți, o sta cu Felix la masă, o sta cu atâția, o sta cu Cezarul, o sta cu oameni de rang înalt, acum să știți. Dacă Pavel n-ar fi putut trăi bine, nu știu care mai putea dintre noi. Pavel putea să trăiască bine. Dar dacă citiți istoria Apostolului Pavel, o să vedeți că a fost unul care a suferit cel mai mult lucrurile astea pământești după care noi alergăm. O zis Apostolul Pavel, am suferit prigoană, am fost în suferință, am fost bătut, de 200 de ori am fost bătut. Zice, am fost în sărăcie, în lipsă de hrană și în lipsă de îmbrăcăminte. Gândiți-vă cum a fost Apostolul Pavel, nu Dani Popa, Apostolul Pavel. O zi zice, mi-aș fi dorit să pun o haină pe mine, că venea iarna, venea frigul, erau minus 2 grade, minus 5 grade și o zi, n-aveam haină să pun pe mine. Și ție ți se rupe dulapul, ți sărite cuiuțele alea din spatele dulapului, că împinge acolo cu umărul, nu mai încap în dulap. Și Apostolul Pavel, știi ce a zis? Nu-mi trebuie nimic, nu se compară nicio funcție, o zis, toate le socotesc ca un gunoi. Orice funcție și orice emblemă ne-ar da lumea aceasta, toate sunt gunoaie. Ce-i de valoare pentru noi, cuvântul lui Dumnezeu, pentru biserica Domnului cel mai de valoare. O venit tot Apostolul Pavel și scrie lui Timotei în 2 Timotei 3:16. Spune Timotei, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Auzi, nicio carte în lumea aceasta nu-i insuflată de Dumnezeu, decât singura carte. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, legea lui Dumnezeu. Poporul puternic a fost poporul care s-a apropiat de cuvântul lui Dumnezeu. Vă spun, în zilele acestea, vă sfătuiesc, uitați-vă pe YouTube decât să vă uitați la toți zăpăciții de pe care cântă din lumea asta și ce mai știu eu la ce vă uitați. Mai bine uitați-vă la timpul de revoluție din România. Să vedeți și știți bine piața revoluției la operă, cum era un oraș întreg plecat pe genunchi. Cei care sunteți de la 40 de ani în sus, știți mai bine lucrul acesta. O națiune care se apropia de cuvântul lui Dumnezeu. Unde am fost atunci și unde suntem astăzi? Atunci ți-ai fi dat viața să ai o Biblie, să poți să stai cu Biblia în mână. Cunosc pe o soră, are 86 de ani. O zis, frate Daniele, zice, mi-aș fi dat pe vremea lui Ceaușescu în anii 70, zice, i-am spus la un frate, frate, îți dau salariul pe o lună de zile. Te rog frumos, adu-mi și mie o Biblie. Zice, îmi doream tare mult o Biblie și nu aveam o Biblie acasă. Și zice, i-am spus, îți dau salariul pe o lună de zile, fă-mi și mie rost de o Biblie, să am și o Biblie în casă. Când am auzit că și-ar fi dat salariul, acum vă întreb, îi cineva aici care și-ar da salariul pe o lună pe o Biblie? Îi cineva aici? Nu-i nimeni, așa-i? 2000 de lei, sau mai ales dacă ești dezvoltator imobiliar, îți dai seama cât bagi în buzunar pe lună, nu? Să mergi să dai pe o Biblie, să dai pe o Biblie. N-ar da nimeni, știți de ce? Pentru că le avem pe gratis și nu ne mai mișcă cuvântul lui Dumnezeu. Ce a adus libertate cu adevărat omului, știți ce a fost? Cuvântul lui Dumnezeu. L-au ridicat mental. De ce popoarele africane sunt reduse mental? De ce umblă dezbrăcați cu un petec de haine pe ei? Știți de ce? Că nu se educați. Cuvântul lui Dumnezeu te educă. Când citești cuvântul lui Dumnezeu, nu trebuie să-ți spună fratele Nelu sau slujitorii, bă, mai mergi și tu, mai spală-te, mai îmbracă-te, mai fă ceva, că ni roșine. Nu! Când te apropii de cuvântul lui Dumnezeu, știi cum trebuie să te îmbraci. Știi cum trebuie să vorbești, știi cum trebuie să te comporți. De ce? Cuvântul lui Dumnezeu este cuvântul care ne dă putere și în viața de zi cu zi și ne dă putere și pentru veșnicie, să acumulăm putere pentru viața veșnică.
Poporul puternic a fost poporul care a avut la bază cuvântul lui Dumnezeu. Am citit zilele acestea despre Ezra, despre Neemia. Când o zidit Neemia zidul, o chema pe Ezra să citească, Ezra cărturarul, din cuvântul lui Dumnezeu. Păi nu o citi, cum i-o zis într-o adunare, frate, nu citi tot capitolul, că ne țin prea mult în picioare. Știi ce zice? Corsat ore întregi și-or asculta cuvântul lui Dumnezeu. Și zice, ce mai făceau? Plângeau când auzeau cuvântul lui Dumnezeu. Plângeau, citea Ezra cuvântul lui Dumnezeu. Și tot poporul plângea până le-au zis, nu mai plângeți că-i zi de veste bună. Plângeau că auzeau cuvântul lui Dumnezeu, auzeau glasul lui Dumnezeu. Nu vedeți că în vremea aceasta, cel mai la putere mărturiile, Doamne, cum s-a întâmplat nu știu ce, ce o pățit nu știu care, și plângem, distribuim pe WhatsApp, suntem invadați de fel și fel de filmări. Dar știți ce ar trebui să producă în noi lacrimi și să ne brăzdeze fața cu lacrimi când citim cuvântul lui Dumnezeu? Dacă ți-aș pune de o mormântare unde a murit un copil, hai plânge, dacă ți-aș da niște detalii, hai plânge imediat. Dar știți că dacă am citit Isaia 53, n-ai plânge deloc? Și ar trebui să plângem la cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nu și-a dat viața nimeni pentru noi. În afară de Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. De aceea în seara aceasta aș vrea cuvântul lui Dumnezeu să răscolească sufletul nostru. Din seara aceasta să ne îndrăgostim de cuvântul lui Dumnezeu. Să ne îndrăgostim de cartea aceasta care este insuflată de Dumnezeu. Pentru că Pavel îi spunea lui Timotei, Timotei, cuvântul lui Dumnezeu te învață. Tu spui, nu știu, nu știu ce scrie, dar nici nu citești. Citește cuvântul lui Dumnezeu și o să vezi că Dumnezeu te va învăța. Ai nevoie de anumite răspunsuri. Găsești răspunsurile în toate domeniile vieții tale. Îl găsești în cuvântul lui Dumnezeu. Noi trăim o vreme atât de ciudată. Ne agățăm de lucruri din astea pieritoare. Ne agățăm de oameni care sunt pentru o vreme. Dar știți ce au zis Moise în Psalmul 90? S-a ridicat Moise și e rău că noi citim de multe ori Psalmul 90 numai la priveghi. Dar s-a ridicat Moise și a scris Psalmul 90 și a spus așa: Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost? Cât? Din neam în neam. N-au zis, păi noi trebuie să ne mutăm acum că s-o schimba culoarea politică, nu la semafor. Păi numai săia, noi trebuie să ne ducem acum cu ăștia la alți, că noi, o zis, Doamne, Tu ai rămas același și noi am rămas aceiași cu Tine. Noi am rămas sub cupola Ta, nu sub cupola, nu știu ce culoare, că încă mai n-avem voie să vorbim. Nu, o zis Moise, Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam. Mai înainte să se fi făcut munții, mai înainte să fi făcut pământul și cerurile, știți ce o zis Moise? Din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. S-a uitat Moise spre Dumnezeu și a zis, Tu n-ai nevoie de alegeri, Tu n-ai nevoie ca să fii Dumnezeu, Tu n-ai nevoie să te realeagă, să te milogești de mine și de alții, n-ai nevoie de congresmen, n-ai nevoie de cabine de vot, a zis Moise, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. În seara aceasta Dumnezeu ne cheamă să ne lipim inima de El. Nu știm ce ne așteaptă de mâine, nu știm dacă vom mai sta cu ușile deschise, nu știm dacă vom mai putea ieși pe stradă, dar vrea să ne lipim de Cel care rămâne Dumnezeu în fiecare zi. Lipește-ți casa ta de Dumnezeul acesta. Lipește-te cu copiii tăi de cuvântul acesta care este viu și lucrător pentru sufletele noastre. Măriți să fie numele Domnului. N-ai vrea în seara aceasta să spui, Doamne, ajută-mă să mă apropii de cuvântul Tău. Să știți ceva, poporul binecuvântat și poporul puternic a fost poporul plin de pace, așa-i? Bărbatul puternic. Nu e ăla șmecher, nu e ăla tuns așa cu zeturi prin cap și făcut harta României, nu? Știți care e? E ăla plin de pace. Așa când îl enervezi, el să rămână tot plin de pace. Mă rog de ceva vreme. Știți ce mă rog lui Dumnezeu? Doamne, dă-mi o inimă bună. Amin. Care, bineînțeles, care n-are nevoie, eu cu fratele Nelu avem nevoie, că am zis că... Am zis amin, noi avem nevoie, mai e cineva care are nevoie de o inimă bună? Dă, Doamne, bisericii Tale o inimă bună. Deși oamenii spun, bă, ca să te impui, Tu trebuie să fii dur. Știți ce a zis Solomon? Prin ce își întărește un împărat împărăția, știți prin ce? Prin bunătate. Îi spun, Doamne, pune la punct, pune la zi. Nu, o zis prin bunătate. O zis Domnul Iisus, învățați de la mine că eu sunt blând. Auzi, să fii puternic? Da. Omul puternic, poporul puternic este poporul plin de pace. Doamne, lasă pacea Ta în seara aceasta peste sufletele noastre. Păi normal că dacă ești plin de pace,
în sufletul tău. Normal că și casa ta se umple de pace. Normal că și biserica se umple de pace când tu ești plin de pace. Vă dau un exemplu. Săptămâna trecută am fost într-o adunare și după ce am slujit acolo, s-a ridicat un om al lui Dumnezeu în picioare și a spus așa: vreau să vă spun ce mi-a arătat Dumnezeu. Mi-a zis Dumnezeu să vă spun lucrul acesta. Eu stăteam ochi și urechi să văd ce mesaj avea Dumnezeu de transmis. Și a spus așa, zice, mi s-a arătat că în mijlocul poporului lui Dumnezeu era o moară foarte mare de măcinat, acolo în mijlocul bisericii Domnului. Și fiecare aducea la moară ceva de acasă. Avea un sac cu câte ceva în sac de măcinat. Și zice, înainte să se ajungă la moară, era un selector, o cuvă foarte mare unde se făcea selecția ce aveam noi în sac. Și o zis, zice, unii or veni cu grâu, aveau grâu în sac și găleau în selectorul ăla, dar zice, alții aveau pietre, aveau bolovani. Și zice, iorgoli și ei acolo în selector, bolovani. Și zice, Domnul a zis că cine au adus bolovanii, ei au fost băgați înapoi în sac și îi duce înapoi acasă. Ei au fost scos pietrele și ele le-au dus acasă. Și zice, Domnul a zis să transmit așa, că ce ai adus de acasă, cu aia pleci înapoi. Ce ai adus, ai aduci înapoi. Și a zis, dacă ai adus pietre, pietrele ți se urcă înapoi în sac și cu ele pleci acasă. Te miri de ce ești cu capsa pusă la biserică. Păi așa ești acasă. De unde, cine ți-o băgat ție pietre în sac? Păi tu ți le-ai băgat. Cu ele ai venit de acasă. De aia nu-ți convine de cor, de aia nu-ți convine de grupul de laudă și închinare, de aia nu-ți convine de predicator, de aia nu-ți convine de nimeni. De ce? Că ai adus de acasă. Dar au zis Duhul Domnului așa, zice, s-au văzut oameni care au adus grâu în sac și goleau în selectorul acela. Și au zis așa, cine a adus grâu se măcina și pleca cu făină acasă. Și am zis, Doamne, asta e prezența ta. Dacă eu aduc dorința să mă întâlnesc cu tine, păi normal că plec cu făină. Normal că dacă aduci grâu, pleci cu făină dinaintea lui Dumnezeu. Dar dacă tu ești tot cu bolovani, tot cu dislike-ul, tot cu comenturile astea dubioase și nu mai știi cum să le faci față, nu? Normal că aia ai ieșit cu nevastă. Aia, omul ăla ești în fiecare clipă. Nu știu cine-i mai lipsit de pace în casa ta, nu știu cine-i mai lipsit de pace în familia ta. Dar dacă tu ești în seara asta, nu te gândești că o să mergi și o să-i spui la bărbatul tău acasă că s-o predica de pace, nu. Dumnezeu nu ne vorbește celor prezenți în seara aceasta. Pentru că e o vreme în care Dumnezeu cheamă și națiunea, de-a cheamă și biserica să se umple de pace. Slăvit să fie numele Domnului. A murit un frate la noi la adunare, acum vreo 2 săptămâni, și omul acesta, 86 de ani, dar mi-era foarte drag de el că era un ascultător foarte fidel. Dacă nu mă asculta biserica, știam că pe el îl am ochi și urechi și pot să predic liniștit că unul aveam asigurat, 86 de ani avea. Și am auzit că a murit omul acesta și am zis, mă, către soție, zic, eu mă duc la, vreau să mă duc la omul ăsta la mormântare. Și m-am dus, era într-o duminică la amiaz, eram undeva în județul Arad, le-am zis la fraț că nu stau la masă, la nimic, vreau să ajung pe ora 2 la Timișoara, la înmormântare. Când am ajuns, eram vreo 4 persoane, deja sicriul era adus acolo la groapă și era sora în vârstă acolo, plângea. Am intrat în cimitir, am dat mâna cu sora, zic, soră, îmi pare rău că a murit fratele. Eu cumva să-i aduc un cuvânt de mângăiere. I se uită sora la mine, zice, auzi, să mă lași cu din astea. Zice, m-o albit în cap. Tu vezi? Zice, eu am fost neagră, brunetă în cap. Zice, m-o încărunțit. Zice, atâta lipsit de pace a fost. Soră, vă dați seama, eu pregătisem un mesaj, o predică, cum mor oamenii lui Dumnezeu. În momentul când mi-a zis că o încărunțit, o m-am blocat. N-am mai știut ce să predic, n-am mai știut ce. Păi, gândește-te, fratele meu, dacă ar zice nevastă-ta cât ai cărunțit-o acasă sau cât l-ai cărunțit, gândește-te cum ar fi. De ce să produci bucurie la mormânt?
când Dumnezeu ne cheamă să producem bucurie cât suntem în viață. Cât suntem în viață, în casa noastră, în biserica unde ne-a așezat Dumnezeu, acolo ne-a chemat Dumnezeu să umplem locul acela cu pace din inima noastră și să lase Domnul în seara aceasta pace peste sufletele noastre. Mărit să fie numele Domnului! Al doilea lucru, poporul puternic este poporul care se apropie de cuvântul lui Dumnezeu. Biserica puternică este biserica aceea care are la bază cuvântul lui Dumnezeu. De ce bisericile evanghelice, în special bisericile penticostale, alocă un timp destul de mare pentru cuvântul lui Dumnezeu? Că am putea să venim să facem 2-3 rugăciuni și să cântăm o cântare. Dar nu, se alocă un timp puternic de vestit cuvântul lui Dumnezeu, un timp destul de lung. De ce? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este cel care transformă inima omului. Este cuvântul lui Dumnezeu, este cel care schimbă în fiecare clipă ființele noastre. Slăvit să fie numele Domnului. Vi-l aduceți aminte pe Iona. Iona a avut într-un timp scurt în viața lui extraordinar de multe minuni. Minuni peste minuni. Scufundat 3 zile în burta peștelui, furtună, să dormi pe furtună, nu dormi nici pe liniște, cum dacă ești stresat. Nu, ăsta dormea de rupea, era tun, nu-l putea trezi nimeni. Și totuși Dumnezeu îl scoate din corabie și îl trimite la Ninive. Știți când a ajuns Iona la Ninive? Putea Iona să le spună fraților, că am văzut, știți când ați fost cei mai captați în seara asta? Când v-am spus, nu știu ce, dar nu aia trebuie să vă capteze. Știți ce trebuie să ne capteze? Cuvântul lui Dumnezeu. Aia trebuie să ne capteze. Că noi mai folosim câte o ilustrată. Da, mai punem fereastra la casă. Dar ce trebuie să ne captiveze și să ne schimbe? E cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Iona, dacă ajungea la Ninive și începea să le spună la cei din Ninive, să le spună, băi, oameni buni, hai să vă spun eu, adunați-vă, să vă spun cum am stat 3 zile în burta peștelui. Hai să vă spun cum s-a întâmplat cu furtuna. Numai minuni, minuni! Știți că s-ar fi bogăit? Știți câți? Niciunul. Credeți că niciunul? Niciunul. Și a venit cu cuvântul lui Dumnezeu. N-a renunțat la mesajul care l-avea din partea lui Dumnezeu. Știți câți s-au pocăit? 120.000 de oameni. Nu la predică cu ilustrații, nu la predică să te captiveze. La cuvânt din partea lui Dumnezeu. Eu zic încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Și Iona nu schimbă cuvântul cu minunile. Pentru că să știți ceva, dacă ar fi fost cineva invitat cu bune și experiențele de viață și vindecările bune, dar ăstea numai așa ne impresionează, ne pune pe gânduri. Dar ce ne schimbă? Nu minunea ne schimbă. Pentru că poporul evreu, dacă n-a văzut faraon, dacă n-a văzut minuni, cele mai multe minuni de pe suprafața pământului care le-a văzut un om, a fost faraon, s-a schimbat faraon? Nu. A murit fără Dumnezeu. De ce? Pentru că minunea nu produce vindecarea, ci minunea vieții noastre o produce cuvântul lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Și dacă ești în seara aceasta, în locul acesta și nu ai siguranța mântuirii, nu te-ai împăcat cu Dumnezeu, ar vrea în seara aceasta cuvântul lui Dumnezeu să fie viu și lucrător pentru sufletul tău. Slăvit să fie numele Domnului. În al doilea rând am spus, poporul puternic este poporul care se apropie de cuvântul lui Dumnezeu. Și al treilea lucru, un popor puternic, știți cum arată? Este poporul cu toată inima predată Domnului. Poporul puternic este poporul cu toată inima predată Domnului. Știți când au avut cele mai mari probleme poporul Israel? Nu când au avut pâine, nu când le-a fost dor de faraon, nu când le-a fost dor de usturoi, nu, știți când? Când au cârtit împotriva lui Dumnezeu. Când inima lor nu a fost predată cu totul Domnului. Ia gândește-te, fratele meu, un exemplu de imaginație. Să mergi la nevastă ta să-i spui, draga mea, te iubesc 99%. Și o să zică nevastă ta. Știi cum? Mi se aprinde așa ca la ăștia cu izoleta, știi, toate girofarurile, toate... Nu interesată de elea 99%. Nu interesată că tu i-ai declarat că nu... Știi ce interesată? Ăla 1% al ucinei. Alucinei ăla 1%. Păi și ce te interesează? Băi, eu cel mai mult pe tine te iubesc. 99%, un pic. Poporul puternic este poporul care are toată inima predată lui Dumnezeu. Știți cu cine sunt cele mai mari probleme în biserică? Ăia care sunt predați lui Dumnezeu în proporție relativă, mai mică sau mai mare. Ăia când îi apucă, nu mai poți liniști, revenim la punctul 1, nu? Ei sunt predați lui Dumnezeu.
Dar nu-ți predați în totalitate. Dar vă spun ceva, în împărăția lui Dumnezeu vor ajunge doar cei cu inima predată în totalitate lui Dumnezeu. Oamenii schimbați din temelie, oamenii schimbați 100% de Dumnezeu. Și aș vrea în seara aceasta Domnul să mai schimbe la poarta cerului. Dumnezeu nu are nevoie de oameni religioși. Dumnezeu are nevoie de oameni care să aibă inima predată lui Dumnezeu în totalitate. Anii de robie, 70 de ani de robie în Babilon, pe vremea lui Daniel, din ce cauză or ajuns să fie duși în Babilon? Robi, știți de ce? Pentru că nu a fost inima în totalitate predată lui Dumnezeu. Nu a fost toată inima. În seara aceasta, nu știu cum e inima ta, poate ești... Cum a fost fratele mai mare din Luca 15? Ăsta era un om care era pentru tata, dar nu era pentru frate-su. Știți ce e interesant? Că nu ne-a pus Dumnezeu să-l scoatem pe fratele mai mic afară. Tu poate te-ai obișnuit să spui cine ar merita să cânte în față. Tu poate te-ai obișnuit să spui cine să dirigeze corul, cine să cânte solo și te-ai obișnuit să arăți pe... Nu te-a pus. Tata nu i-a zis, bă, mă supun voii tale că pe tine te-am pus și acum tu faci ce vrei în casă, că toată moștenirea e a ta. Nu. Știți care e cea mai mare durere în Luca 15? O ieșit tata și l-a chemat pe fiul risipitor acasă și a zis, vino, am pregătit tot, i-am așteptat, i-am strâns în brațe, te bag înăuntru. Dar știți ce spune Biblia? Că a mai fost o durere mai mare. L-a chemat și pe fratele, o mai ieșit odată și l-a chemat și pe fratele mai mare. Și a zis, vino și intră și tu la bucurie. Știți că fratele mai mare n-a curvit, nici n-a furat, nici statul, nici angajații, nu le-a tras din salar. Nu, era un om moral. Dar știți ce? Era năpădit. Era năpădit de ură. Era năpădit de ură. Știi că ura te face să nu intri la bucurie cu frații, cu surorile și cu Dumnezeu? O intra fratele mai mare înăuntru? Nu. Că i-a zis tata, vino înăuntru, vino să te bucuri. Ăsta era plin de ură. Era plin de invidie. Pentru că n-avea inima predată în totalitate tatălui. Poate ești în seara asta în locul acesta. Și ai multe lucruri care le-ai predat lui Dumnezeu. Poate ți-ai predat mintea ta. Poate ți-ai predat drumurile tale. Nu mai mergi unde mergeai. Dar ai în inima ta anumite lucruri care nu-s predate lui Dumnezeu. A făcut cineva, un om al lui Dumnezeu, o rugăciune și a spus așa, Doamne, ia din pieptul meu inima mea rea și necredincioasă. Ia-o și nu mi-o mai da niciodată. Și a zis, pune în locul inimii mele rele și necredincioase, pune inima ta bună și credincioasă. Și a zis, și nu mi-o mai lua niciodată. N-ai vrea și tu în seara aceasta să spui, Doamne, ajută-mă să mă predau cu totul în voia ta. Ajută-mă să mă predau cu totul în mâna ta. Ascultați-mă, nu mai lăsa diavolul să-ți fure pacea din inimă în perioada aceasta. În luna august am fost la dumneavoastră în perioada aceea și când am venit acasă, zicea soția către mine, mă mir cum de n-ai luat COVID, la cât ai umblat, pe unde ai umblat, mă mir cum de n-ai luat COVID. La vreo 5-6 zile, la vreo săptămână, m-am trezit bolnav. Am stat izolat cel mai mult, am stat 3 săptămâni. Ascultați-mă, am avut dureri, am avut temperatură, 8 zile m-am văitat în continuu. În continuu m-am văitat 8 zile. Dar ascultați ceva, nu m-a durut nimic cum m-a durut un lucru, nu m-a durut nici temperatura, nu scădea temperatura, aveam dureri groaznice, mă văitam în continuu. Și totuși nu astea m-au durut cel mai tare, nici izolarea, că încă asta mi-a prins bine, că am stat mai mult cu ai mei. Dar știți ce m-a durut cel mai tare? Mi-am pierdut gustul și mirosul. N-am crezut vreodată că n-o să am gust și miros. Pentru nimic nu m-am rugat cum am rugat pentru gust și miros. Totdeauna când trec prin situații dificile, mă rog lui Dumnezeu și spun, Doamne, ai ceva să-mi spui în perioada aceasta? Că dacă treci prin necazuri, dacă treci prin anumite situații și n-ai rămas cu un cuvânt din partea lui Dumnezeu, ai trecut degeaba. Ai trecut degeaba. Și am zis, Doamne, ai ceva să-mi spui în perioada aceasta? Că n-am avut ceva, mă târiam de pumpat pe altul. În continuu. Stăteam, mă rugam, mă văitam ca poporul Israel, ăștia cârteau. Eu mă văitam și mă rugam și de pumpat pe altul. Și Duhul Domnului îmi spune, așa, știi care e cea mai mare durere? Mulți în casa mea și-au pierdut gustul și mirosul pentru împărăția lui Dumnezeu. Și stau de ani de zile fără gust și fără miros și nu-i mai doare. Nimic nu m-a durut alea 3 săptămâni.
Și cum mă durea gustul și mirosul că nu-l aveam. Îmi doream cum doream să respir în fiecare clipă, mă întreba soția, simți ceva azi? Nimic. Oricum îmi dădea motorină, oricum îmi dădea suc, era același gust. N-aveam nimic. Și-o zis Duhul Domnului, câți nu stau în casa mea fără gust și fără miros pentru cer, pentru împărăția lui Dumnezeu. De ani de zile poate vii la casa lui Dumnezeu. Te-ai obișnuit să vii, te-ai obișnuit că ai locul tău, te-ai obișnuit că ți-a plăcut, dar tu nu mai simți nimic pentru cer. Tu nu mai simți nimic pentru împărăția lui Dumnezeu. Cea mai mare durere e să stai lângă belșugul de hrană, să vezi belșugul de hrană și tu să nu te poți hrăni. Într-o zi s-a ridicat Elisei la poarta Samariei, 2 Împărați, capitolul 7, și-o zis așa, așa vorbește Domnul, mâine se va vinde făină, se va vinde grâu ieftin, o să fie belșug de pâine. Când era foamete, când era izolare ca la noi în vremea aceasta, se ridică omul lui Dumnezeu care stătea în legătură cu Dumnezeu, care nu și-o pierdut gustul și mirosul la vreme de necaz, care nu și-o pierdut gustul pentru Dumnezeu, nu și-o pierdut auzul să audă glasul lui Dumnezeu și-o zis mâine Dumnezeu va da belșugul. S-o trezit că a fost unul cu COVID. Acolo, n-am știut până anul ăsta, noi n-am știut cum se numește boala asta, dar unii au COVID spiritual de ani de zile, acum se poate depista și se poate vedea. Și ăsta de pe margine a zis, și dacă ar face Dumnezeu ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla lucrul acesta? Știi ce a zis Elisei? Vei vedea? Vei vedea cu ochii tăi, ăsta-i COVID-ul, să vezi și să nu guști. Să nu guști, eu zis tu, o să vezi cum cumpărăm și cum vindem, o să vezi cum o să se întâmple toate lucrurile. Dar tu nu o să ai gust, nu o să ai parte de ce dă Dumnezeu. De câți ani nu stai în casa lui Dumnezeu și n-ai mai avut parte de binecuvântările lui Dumnezeu? Cel mai rău e să vezi că altul se bucură lângă tine. Se bucură de mesajul lui Dumnezeu, se bucură de cântare, n-ai văzut lângă tine că sunt alții care ridică mâinile. Și tu ești stană de piatră, tu nu simți nimic, vine altul și plânge lângă tine, cântă cântări spre slava lui Dumnezeu, se roagă și tu ești piatră. De ce? Pentru că ți-ai pierdut gustul pentru împărăția lui Dumnezeu. Ți-or invadat organismul și sufletul, alte gusturi, te-or năpădit alte voci din lumea aceasta, te-or doborât alte voci care le auzi în fiecare zi. Pentru că inima ta nu-i predată în totalitate lui Dumnezeu. Oh, dacă am avea inima cu totul spre Dumnezeu, știi ce ar face Dumnezeu? Ar trimite din nou gust peste noi pentru împărăția lui Dumnezeu. N-ai vrea în seara asta să spui, Doamne, nu mai vreau nimic. Nu mai vreau nimic, nu mai vreau nici bani, nu mai vreau nici faimă, nu vreau nimic. Vreau numai să simt că ești prezent în casa ta. După 15 ani, poate ai fost de când s-a deschis biserica. Știu că eram adolescent la Deva și mă uitam la deschiderea bisericii și aduceți-vă aminte că nu puteau predica predicatorii. De ce striga sala? De ce? Pentru că erau oameni și erați oameni, mulți dintre dumneavoastră, care simțiați lucrarea lui Dumnezeu. Poate ai stat în seara asta și tu n-ai deschis gura. Parcă predicăm noi mai tare, normal ar fi să nu putem predica de dumneavoastră. Uitați-vă pe înregistrările alea că-s pe YouTube, cum nu se putea predica, cum nu se putea ruga cineva la microfon, că toată biserica exploda înaintea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că aveai gustul lucrării lui Dumnezeu. N-ai vrea în seara aceasta să spui, Doamne, atinge, Doamne, sufletul meu, atinge inima mea, Doamne, fă-mă un om puternic, umple-mă de pace în vremea aceasta, umple casa mea de pace și dă-mi, Doamne, din nou gustul lucrării tale, dă-mi, Doamne, din nou gustul cuvântului tău. Ar vrea să cântăm o cântare, e o cântare sigur se cunoaște, mie miunge sufletul, ar vrea să o cântăm înaintea lui Dumnezeu, care știți ce spune? Vocea lui se aude, ea îmi dă har de plin și bucurii. Este vocea care îmi dă ce? Siguranță. Și o voi asculta zi de zi. Poate ai auzit multe voci în vremea aceasta. Poate în perioada aceasta asculți multe lucruri care te înspăimântă. Știi ce înseamnă să ai inima împărțită, să nu ai în totalitate pentru Dumnezeu? Haideți în față dacă se știe cântarea aceasta. Știi ce înseamnă să ai inima predată numai pe jumătate lui Dumnezeu sau 99%, să fii ca Eutih. Eutih a stat pe geam și plăcea și ce predica Pavel, dar să mai uita și pe exterior să vadă cine i-a mai dat like la poză.
Cine l-a mai apreciat? Știți unde a fost căzătura lui Eutih? Afară. Știți cum a venit rezolvarea? Rezolvarea s-a dus apostolul Pavel la Eutih și l-a ridicat. Eutih ajunge să fie reabilitat cum? A fost readus în locul de unde a căzut. Știți ce a spus Domnul Iisus în Apocalipsa? Adu-ți aminte de unde ai căzut. Adu-ți aminte, fratele meu și sora mea, unde ai fost în anii trecuți. Adu-ți aminte cât de puternic ai fost înaintea lui Dumnezeu. Mi-a zis un tânăr, are vreo 32 de ani, a zis, frate, aveam când mă rugam 4 ore pe zi, la 32 de ani, mă rugam 4 ore pe zi. Ai fost om pe care Dumnezeu și-a bazat lucrarea lui. Și astăzi ești undeva căzut în exterior, nu știe nimeni. Predica să-i continuă înăuntru, dar tu ești căzut în exterior. Știi care e reabilitarea? Să te întorci înapoi în prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu în seara aceasta la poarta cerului poate da gust și miros pentru împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu e singurul care poate salva România. E singurul, nu votul nostru. E bine să mergem la voturi, dar ascultă-mă, mulți au ajuns să fie învrăjbiți. Cu nosul s-a certat soacra cu noră sa. Domne, de moarte erau, că nu votează noră sa cu cine vrea soacra sa. Să dușmănez grozav, că soacra s-a prezentat pe un înger de lumină. Și noră au zis, eu nu merg cu ăsta. Domne, s-a dușmănit. Nu știu, poate pentru votul din seara asta te-ai certat cu cineva. Și ți-ai dat sufletul să-ți iasă nu știu ce partid. N-ai vrea în seara aceasta să spui, Doamne, mi-e dor de tine. Mi-e dor de împărăția ta. Haideți să ne ridicăm pe picioare. Haideți să cântăm împreună din cântarea aceasta. Aleluia! Este vocea care îmi dă singura.
dorim în seara aceasta să ne vorbești, Duhule Sfinte. Aleluia! 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 Poate în anul acesta te-ai văzut ce ai vândut, ce ai cumpărat și ai zis că într-adevăr ești un om puternic. Poate ai văzut că pe tine nu te-a prins COVID-ul și ai zis, eu sunt om puternic. Omul puternic e omul care se apropie de Dumnezeu. Nu contează împrejurarea în care se află, ci contează lângă cine se află. Auziți ce a spus Ioan, exilat în insula Patmos? Nu putea ieși din casă, nu putea merge la cumpărături. Era izolat pentru credință, pentru numele lui Dumnezeu. Și a spus așa, Apocalipsa 1:10, o zis, în ziua Domnului eram în Duhul. În ce Duh ai fost în perioada aceasta? Care-i Duhul care te-a călăuzit? Te-a călăuzit Duhul care l-a călăuzit pe Iosua și pe Caleb? Un alt Duh, un Duh înalt ca Duhul lui Daniel? O zis Ioan, în ziua Domnului eram în Duhul. Nu există să stai în Duhul, în prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu să nu-ți vorbească ceva. Am spus să cântăm cântarea aceasta, poate ai auzit multe voci, ai auzit multe voci care te-au dezamăgit, ai văzut multe lucruri care s-au întâmplat în jurul tău și ai plecat mai dezamăgit, mai în depresie, mai trist. Dar în seara aceasta, dacă ești gata să intri în prezența lui Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt, El îți răspunde, a spus cântarea, El îți dă siguranță în seara aceasta, El te eliberează de frică, nu contează ce partid iasă. O zis Moise, din veșnicie în veșnicie tu ești Dumnezeu. Lipește-te în seara aceasta de Dumnezeul acesta. M-am gândit, oare ce era Biblia dacă nu era Ioan gata să plătească prețul, să scrie Apocalipsa, oare cum arăta astăzi Biblia? Dar au fost omul care nu l-a interesat împrejurarea în care se află, ci l-a interesat să rămână lângă Domnul până la capăt. N-ai vrea în seara asta să spui, Doamne, poate de 10 ani, de 15 ani, n-am mai auzit cuvântul Tău, glasul Tău. Ar vrea când ne rugăm să coboare Duhul Sfânt să-ți vorbească. Ar vrea Duhul Sfânt, nu Dani Popa, nu fratele Nelu, ci Duhul Sfânt să te încurajeze. Duhul lui Dumnezeu să răspundă problemelor tale și să te facă să înțelegi în seara aceasta că pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, îi putere pentru omul lui Dumnezeu. Nu banul, nu partidul, nu cine-i lângă noi, ci Dumnezeul care trăiește în noi, în viețile noastre, în inimile noastre. Ascultă-mă, apropie-te de cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta. Îl ai pe gratis acasă, du-te, ia cuvântul lui Dumnezeu și citește cuvântul lui Dumnezeu. O zis Pavel, insuflat de Duhul lui Dumnezeu, de Dumnezeu și de folos. Te mustră, te învață, te mustră, te îndreaptă. Ia cuvântul lui Dumnezeu și îl citește. Și ascultă-mă, în seara asta, predă-ți toată inima lui Dumnezeu. Și spune, Doamne, să nu rămână nimic pentru altcineva, totul să fie pentru Tine, ca să pot fi fericit și aici, să fiu fericit și odată în împărăția Ta. Și dacă simți că ești nefericit, nu ai siguranța mântuirii, în seara aceasta, rămâi la urmă, frații se vor ruga pentru tine, vino să vorbești cu unul din frații slujitori, Dumnezeu dă biruința. Dumnezeu rămâne Dumnezeu. El nu se schimbă la 4 ani. El rămâne Dumnezeu. Slăvit să-i fie numele Lui. Haideți să intrăm în rugăciune și Domnul să vorbească prin Duhul Său cel Sfânt. Domnul să ridice în seara aceasta și să facă o eliberare cu adevărat la poarta cerului. Ne rugăm Domnului.